The Aromanian House has brought outstanding guests from all over Europe. For 7 days, the Aromanian Youth Council from Romania has organized here in Tulcea, along with the Youth of European Nationalities Organization, an Easter seminary with the title Awakening the Identity. Therefore, young people from Germany, Denmark, the Netherlands, France, Switzerland, Italy, Poland, Hungary, Russia, Austria and Ukraine have come here today to celebrate with us, people who belong to the various minorities of each of these states. Out of this, we particularly recall the ones who do not have a mother country which would protect them. So, without saying too much, we are welcoming today the young Sorbs, Frisians, Kasubians, Tatars, Gypsies, Retro-Romanics, but also our fellow Aromanians from Macedonia, Albania and Serbia. They all have gathered here to express their solidarity towards our steps to obtain and perpetuate the Aromanian language and culture, like in all of the previous states we mentioned. Bravo! Dragi prieteni, astăzi este o zi de mare sărbătoare. Casa Armânească are oaspeți de seamă din toată Europa. Timp de 7 zile, Consiliul Tinerilor Armâni din România organizează aici la Tulcea, împreună cu organizația IEM, seminarul Conștientizarea propriei identități. Au venit astfel din Germania, Danemarca, Olanda, Franța, Austria, Elveția, Italia, Polonia, Ungaria, Rusia, Ucraina, tineri care aparțin diverselor minorități din aceste state. Dintre acestea îi amintim în mod special pe cei care au un stat mamă care să îi protejeze, astfel că le spunem bine ați venit și tinerilor sorbi, frizieni, kusubieni, tătari, romi, retoromani, dar și armânilor din Macedonia, Albania sau Serbia. Cu toții au venit astăzi aici să își manifeste solidaritatea față de demersurile noastre pentru obținerea drepturilor de protejare și cultivare a limbii și culturii armâne, așa cum în aceste state se întâmplă. Bravo! Începem spectacolul cu grădinița armânească Daima, coordonator Mariana Mergeani, urmată de recitalul lui Călin Paraschiv, Alessia Cristi Lungu, Gabriela Siscu. În continuare va veni pe scenă ansamblul Mini Karademis al comunității turco-totare, coordonator Seit Mambet Ildeniz, urmat de recitalul Marinei Paraschiv, Cameliei Bizu, Giuliei Sadâca, Mișincă Ianula și Corine Elena Badea. În continuare va veni pe scenă ansamblul Moloti al comunității rușilor lipoveni, coordonator Jora Roman, urmat de ansamblul Daima al comunității armâne, filiala Turcia, coordonatoare Lambru Liliana. Pe scenă va veni în continuare ansamblul Tuna al comunității turce, coordonator Muhmudi Nurten Beigean, urmați de corul bărbătesc armânesc Boația Pindului, coordonator Vasile Topa. Va veni pe scenă în continuare ansamblul Odiseea al comunității elene, coordonator Oana Lavinia Ștefan Pisaroglu. În continuare vă vom prezenta concertul Via Balcanică, solist Florentina Costea și în final ansamblul românesc Dorulețul, coordonator Coma Ștefan. În continuare vă va adresa câteva cuvinte președintele Consiliului Comunității Armâne, Sterica Fudulea. Bună ziua, dragi prieteni, bine ați venit! Nu încep până nu invit alături de mine pe Matici și pe Maria. Vă pâlcârsesc. Matici este prezidentul de la IEM, Matici este președintele IEM. Și vreau să vă spun doar atât. În sala Consiliului Județean mai devreme, welcome Matici, gine vini și Maria. De neavra zâsi un mare zbor, Matici. V-a văzut pe armânește când inima lișor. Andai mută tu stideri în sală, zâsi tu sone, mași armâni în opri cunoașterii. Tu românii, tu arbinișii și tu sârbii. Alanti, tu timilesti, bănează tu vâsăliliu samintară, au opri cunoaștere. O să vă spun doar atât. Mai devreme, în sala Consiliului Județean, Matici a ridicat în picioare pe toți tinerii minoritari care erau prezenți. Și a remarcat că doar noi armânii din România, Albania și Serbia nu avem drepturi pentru recunoașterea, protejării și promovării limbii armânești. În rest, toate celelalte popoare
au aceste drepturi. Și mă refer în mod special la cele care nu au un stat mamă în spate. Vă mulțumesc copii Maria, sunt cu un zbor prota, așa cum zice și în sală, permanește. Și de apoi dau zborul matic. Bună ziua, Giva Fly. Ne mulțumim mult că Himawa de adun cu soții de tantă Veselii. Și ne mulțumim că va să avem o săptămână înșată de adun cu ei. O să fac eu traducere în limba română. Maria ne-a spus că este bucuroasă că se află alături de noi la Tulcea și că este convinsă că în această săptămână care urmează va avea rezultate deosebite și ne mulțumește pentru tot efortul pe care l-a depus. Matic, please say a word. And I invite my friend Florentina Costa to make the translation. Haristo mucho, Sterica. Mulțumesc mult, Sterica. Bună ziua, Armen. Bună ziua, Armen. I must say that this is a very, very nice kind of surprise for us to be present here. And that so many of you came and showed an interest on the minorities. Este o foarte frumoasă surpriză pentru noi să fim aici și să vedem atâta interes din partea dumneavoastră pentru acest subiect al minorităților. So I represent YEN here, which is Youth of European Nationalities, and it's an umbrella organization for youth minority organization in Europe, with currently 41 members from all over the Europe. Reprezintă aici organizația YEN, organizația de tineret pentru minoritățile din Europa, care în prezent are 41 de membri. And we are very honored that CETARM, our member, our VLAH member organization, is hosting our Easter seminar, which is starting just now, and will last for 1 week now. And we are honored to be here in Tulcea, in this diversity city, where over 16 different minorities are living, and to be here in the Dobrogea region. Suntem încântați de parteneriatul nostru cu Consiliul Tinerilor Arămâni. Suntem încântați că vom fi aici timp de o săptămână, în acest loc plin de diversitate, în acest oraș Tulcea al diversității, unde trăiesc mai mult de 16 minorități. And the title of our seminar is, as you can see behind, Awakening the Identity. So we would like to start it right now at this point. So be aware of your identity, awake your identity, and don't be shy to stand for your identity. Așa cum vedeți, titlul seminarului nostru este conștientizarea propriei identități și trebuie să fim foarte conștienți de acest fapt, că nu trebuie să ne fie rușine să ne exprimăm identitatea. Mulțumesc! Thank you, Matic. Am să vă spun, pentru cei care nu știți, timp de o săptămână acești tineri, sunt 90 de tineri de diverse etnii din toată Europa, participă la acest seminar unde vor discuta diverse probleme și sunt convins că la final vor găsi și soluțiile necesare pentru păstrarea și promovarea identității noastre armânești, pentru că nu-i așa, ei sunt astăzi aici pentru a ne susține pe noi armânii. Și pentru acest lucru, noi prezentăm oaspeților viitorul armânesc pe care îl avem prin acești copii care avem în spatele nostru. Care înveță pe dumneavoastră. Și vreau să mulțumesc tuturor etniilor participante la acest spectacol care într-adevăr are loc în cinstea oaspeților noștri, Comunitatea Rușilor din Poveni, Uniunea Ucrainenilor din România, Comunitatea Elenă, Comunitatea Turco-Totară, Comunitatea Romă. Sper că n-am uitat pe nimeni, îmi cer scuze. Let's start the show! Adămândare, despre jurul cu foc mare, frați din mumă și din tată, noi armâni, dieta toată! Și-o patria cu joaca fiancura cu
n-am palit neara în munte, cu hârbăși cu oile tute, fiindcă livină băna, ștept cu spana noagărșa. Thank you.